Bun venit sau revenit pe canalul meu. Azi eu dăm startul unui travel vlog, travel vlog la munte. După cum ați putut vedea în clipul anterior, în care am făcut bagajul cu ce au cu mine la munte și am făcut așa turul cabanei unde suntem cazați. Azi, să zic așa, că e prima zi oficială aici la cabană. Adică eu ieri, după ce m-am auzit cu voi, nu am mai filmat, nici nu am mai plecat sau nu am mai explorat zona, am stat aici în curte, am făcut focul în cabană, am făcut focul la ciubăr și am mâncat puțin, am mai stat în living, am făcut și câteva poze, am și filmat un reels, cam asta a fost activitatea, iar aseară pe la ora 10 și jumătate am fost să facem baie în ciubăr, pentru că dacă tot am făcut foc toată ziua, bine, Florin a făcut focul, nu eu, dacă tot s-a chinuit toată ziua să încălzească apa respectivă și atunci era suficient de cald, am zis că stăm până se încălzește și mergem și facem baie așa ca azi noapte, noi am fost să facem baie în ciubăr. Am fost fain pentru că apa era caldă așa spre fierbinte și în momentul în care am ieșit din apă încă eram așa suficient de încălziți încât să nu ne fie frig, să avem timp să ne ștergem cu prosopul, să luăm hălețelele alea ce vi le-am arătat eu în bagaj că le-am de la Decathlon și peste ele să luăm halatul de baie pufos, să venim la cabană. A fost ok, deci chiar nu a fost frig, ceea ce e bine pentru că eu aveam așa puțin emoții. Este super fain aici, e liniște, e ok, am prins și vreme faină deocamdată. Adică ieri când am ajuns ploua, dar în afară de asta nu a mai plouat. Însă un minus destul de mare din partea mea cel puțin este faptul că stăm prost cu încălzirea. Și anume, dacă nu facem foc în sobă, nu avem încălzire. Soba este cumva racordată la mai multe calorifere și dacă faci foc în sobă, ai căldură, dacă nu faci foc în sobă, nu ai căldură. Noi în dormitoare avem un calorifer din acela electric pe care l-am pus în funcțiune aseară pentru că ne-am gândit noi că dacă pe noapte nu mai bagă nimeni lemne în sobă, o să se stingă focul și o să fie frig. Ceea ce într-adevăr chiar a fost, pentru că m-am trezit pe la 5 fără un sfert dimineața, că îmi curgea foarte tare nasul și mă dureau sinusurile din cauza alergiilor. Eu înainte să mă pun să dorm, mi-am luat pastile de alergie, tot timpul când merg într-un mediu nou, le iau cu mine și le iau înainte să adorm. Însă, nu știu exact, datorită schimbărilor de temperatură sau poate este praf în cameră, deoarece undeva sus de tot, deasupra patului sunt niște grinzi. Nu știu să vă zic exact care e motivul pentru care m-au apucat alergiile. Așa că m-am trezit, am fost la baie, baie la parter, am fost să-mi iau șervețele, m-am mai făit așa un pic pe la 5 dimineața și în cabană era foarte frig, foarte frig, congelai. Iar la noi în cameră era cald și bine, numai că aerul acela, de fapt căldura emanată de radiator, cumva usucă aerul și era un aer așa foarte uscat în cameră. Și m-am trezit de dimineață cu durere de gât și îmi simt gâtul așa puțin iritat. Am ceva pastiluțe la mine și am zis că o să iau pastiluțe în aceea de gât și sper să mă lasă. Azi dimineață când ne-am trezit și am ieșit cu bebiții la pișu, de fapt eu am ieșit cu ei, nu le-am mai pus Lesa și Hamu și numai bine că am coborât scările. O să întorc camera să vă arăt și vouă scările astea. Am vrut să coborâm scările și când să coborâm scările, aici așa era o vulpe. Și aici așa avem un cățel care este de fapt o fetiță și e foarte prietenoasă. Cred că a venit să ceară mâncare sau ceva. I-am dat niște bobițe de la Rufus și de la Lara să mănânce. Și azi dimineață eu eram pe unde este cățelușul, cățelușa de fapt, cu Lara, Rufus era mai încolo puțin și nu mai vedem aici așa vulpea și am luat-o pe Lara repede așa sus, pe Rufus l-am strigat, o veni la mine, l-am luat și pe el cu cealaltă mână și nu știam cum să intru mai repede în cabană și strigam la Florin, vulpea, vulpea.
acolo la sobă, făcea focul și era ce? Și zic, eu-i vulpe în față, zic, hai că eu-s cu bebiții fără lesă. Și na, până i-am băgat și așa, vulpea a plecat în sus spre pădure, dar nu mi-e frică de vulpe, pentru că am crescut la lupeni, la poalele munților, adică am văzut destule vulpi la viața mea, că Florina zicea, ție nu ți-e frică? Eu după aia am ieșit să caut vulpea, să o filmez. Și zicea, nu, i-am zis, nu mi-e frică, n-am treabă, fric, Doamne, nu mi-e frică. I-am zis, n-am treabă cu vulpea, dar gen, nu mi-era frică, nu știam, na, dacă îi atacă pe bebi sau nu, dar cel mai frică mi era pentru că ei, dacă se simt amenințați, ca orice cățel, latră, se apără și aș fi crezut în stare să o ia la fugă după ea și dacă o lua în sus spre pădure la fugă, nici nu vreau să-mi imaginez. Deci asta era frica mea numărul 1. Dar apoi a fost ok, am ieșit cu ei în lesă și între timp și vulpea a plecat, cred că prin pădure, nu știu exact, dar nu am fost aici. Acum mai am o gură de cafea aici. O să vreau să o beau. Și după aia pornim să explorăm puțin zona. Am văzut că undeva foarte aproape de noi este o casă memorială, casa memorială a lui Horia. Și că e un view drăguț de la ea. Așa că am vrea să mergem să vedem acolo. Adică în recenzii oamenii ziceau că na, casa memorială nu e mare lucru, dar view-ul de la casa memorială e foarte fain. Și am vrea să mergem și noi pentru view și de asemenea am văzut că undeva la vreo jumătate de oră de mers cu mașina de unde suntem noi, e o cascadă și e și, cum se numea, dealul cu melci? Un fel de mini cascadă și cu ceva formațiuni ca cochilia de la melc. Și vrem să mergem și acolo. Și cam asta e tot ce o să explorăm noi. După aia venim la cabană, o să facem un foc, să facem grătare, că am luat ieri ceva carne pentru grătare și am zis că o lăsăm pentru azi și apoi cred că facem baie în ciubăr. Că aseară ne-a plăcut tare mult în ciubăr și vrem să facem baie și astăzi. Dacă toți suntem aici și Florina a făcut foc de dimineață, să nu mai stăm chiar până la 11 noaptea să se încălzească apa. Bun, beau cafeaua, îi pregătesc și pe bebiți că vreau să iau cu mine. Și după aia ne auzim, vă filmez, cred că, dacă vă ceva fain pe drum, vă filmez, dacă nu, vă filmez de la casa memorială. Și să vedem dacă o găsim deschisă, dar eu sper să o găsim, că totuși e sâmbătă. Haideți că între timp m-am schimbat, mi-am luat bluza asta pe gât, mi-am luat hanoracul de la Nike, am jacheta asta crem și mi-am luat și bucket hat-ul pentru că e soare, dar e un aer foarte rece. Și Florina a mers înainte la mașină cu bebiții și m-a sunat și pe mine să iau bluza asta termică de la Nike pentru că el a plecat doar în tricou și geacă și a zis că e frig. Și îl cred că e frig pentru că v-am zis că mă uit în jos că e abrupt drumul aici. V-am zis că e răcoare, adică e soare, dar aerul e rece. Și am zis că decât să răcesc, mai bine să ne îmbrăcăm, asta e. Da, better safe than sorry. Primul fail pe ziua de azi a avut loc. GPS-ul ne-a băgat pe un drum forestier care era... Da, nu era numai forestier. Florin zice că nu era numai forestier, era off-road 100%. Da, era un drum foarte abrupt, numai cu pietre foarte ușel. Și am dat recalculare traseu și acum ne-am băgat cu un drum mult mai lung de 15 km. Zice că mai avem 28 de minute. Acum am zis că dacă la un moment dat ne bagă tot un drum asemănător, o să ne întoarcem și ne ducem la cascade. Da, n-are rost, n-avem ce face. Și acum nici nu putem să mergem cu vechiții super mult pe jos, că ei obosesc. Și da, adevărul că nici noi n-avem chip să putem de nu știu cât. Deci vedem dacă reușim să mergem la casa memorială sau la memoria. În 100 de metri... Virează la dreapta pe DC 245. Ați auzit, trebuie să virăm la dreapta.
ne întoarcem, practic, da? Da, și trebuie să mergem în alt bac. Deci de unde am plecat. Uite un cățel mic, tu vezi ce mic e? Sunt trei. Continuăm încă un kilometru și jumătate. Trei bișoni. Bun, deci ne-am oprit aici la o casă. Să întrebăm pe un domn care era în curte dacă pe aici ai drumul spre casa memorială a lui Horea. Și ne-a zis că nu și să nu mergem, că au mai rămas și alții blocați mai jos cu mașina și a trebuit să cheme tractorul să-i scoată de acolo, pentru că ne-a scos de pe drumul asfaltat. Și ne-a zis că pe culmea cealaltă de deal, de munte, e casa lui Horea. Deci GPS-ul ne-a băgat greșit și acum ne întoarcem în Albac și să vedem dacă găsim drumul pe acolo. Dacă nu, mergem la cascade, nu? Da, mai băgăm o fisă. Mai băgăm o fisă. Noi suntem pe partea asta de deal și casa lui Horea e pe partea cealaltă. Ca să înțelegeți o diferența. Ciao! Ți-i tu! Câine pitic? Do? Si tu? Vai, ce mic și dăguț ești tu, mă! Si purecos! Ești purecos că te scarpi, do? Oficial am ajuns la casa memorială Horea. Și uitați-vă și voi ce peisaj este în spatele meu. Cam asta e casa memorială. Aici avem o statuie ridicată, un bust. Și aici este casa, dar e închisă, nu e nimeni aici. Pe Google scria că e deschis până la ora 19, dar nu e nimeni. Așa că noi am lăsat mașina aici și o să ne bucurăm puțin de priveliștea asta superbă. Îți trimit și ție pozele. Ate două camere. Da. Porc de len. Văr, nu știu ce e ăsta. Captăm pentru lână. La viță. Ștergan. Indel cu ceva. Stai, prima încăpere. Și să vedem și în a doua încăpere. Voi, dacă chiar că e rece. Război de țesut. Și avem o grămadă de tablouri, de înscrieri, care sunt puse pe pereți, portrete desenate. Uite, să fac poze la fete. Albac, o de calitate pentru eternitate. Uite, și în franceză. Horea, bibliografia. Răscoală de Horea. Scaun de Odina. Ne-a deschis un domn de aici, casa memorială, și ați văzut că am intrat așa puțin și am filmat. Și acum mergem aici la un frasin să vedem peisajul, pentru că se vede foarte drăguț. Da, uite, și Florin se... Au, chiar m-ai nimerit! Bă! Florin să joacă cu zăpada. Opa. Na, era să-ți arunci ochelarii. Da. Și... Doamne, cât de frumos se vede totul. Face liniște, iar... Gata, am plecat de la casa memorială a lui Horea. A fost foarte fain. Ne-a deschis un domn de acolo, din vecin. Noi credeam că e închisă sau... Da. Am mers așa, ne-am uitat puțin în prejurim și a apărut domnul și ne-a deschis. Am stat cu el la povești. Avea și doi căței, foarte prietenoși căței. Unul din ei s-a ținut scaide și de la propriu m-a luat așa de picior și nu mai îmi dădea drumul.
Oricum, mai multe detalii vă dau când ajungem la căpănuța noastră, pentru că am renunțat la ideea de a mai merge la acea cascadă. Unul la mână nu arată foarte spectaculos, nici măcar din poze, și de la mână deja e relativ târziu, pentru că noi am făcut vreo 3 încercări de a găsi casa memorială cu Google Maps. Așa că a trecut timpul și vrem să mergem să ne apucăm să facem focul și să pregătim mâncarea, să mâncăm și noi de prânz, că deja cât e ceasul, e la 2. Da, până ajungem, da, e ora 2, până ajungem, până una alta, deja se face ora 4 mai mult ca sigur când începem să mâncăm sau pune gata mâncarea. Bun, vă las și ne auzim de la cazare. Haideți că am ajuns la cazare, m-am și schimbat între timp, mi-am luat trainingul acesta, cursulețul pe mine și mi-am dat seama că am uitat să vă zic, dar eu nu am filmat cu lavaliera cât am fost plecată astăzi, pentru că nu aveam de ce să o prind așa fixă și îmi tot cădea și mi-atingea geaca, cădea undeva între hanorac și geacă și se auzea tot un foșnit enervant. Și atunci am zis că mai bine prefer să renunț, pentru că nu puteam cu un telefon să țin mâna cu alte la valiera, pentru că trebuia să avem grijă și de căței când coboram din mașină și aveam nevoie măcar de o mână și pentru o lesă. Așa că sper să se audă bine, dar țin în cont că a fost destul de liniște cam tot drumul și acolo sus, în vârful muntelui, era liniște. Eu zic că o să se audă bine, dacă chiar e nevoie, mai ridic un pic sunetul la edit. Noi am ajuns, Florin e afară, s-a pus să facă focul pentru grătare, eu m-am pus, am făcut o cafea la filtru între timp și acum vreau să mă pun să fac un aluat pentru clătite, că mi s-a făcut mie poftă pe drum de clătite și l-am întrebat pe Florin, ai mâncat niște clătite? Și a zis da. Și din experiența altor căbănuțe și cazări, când ajungi în zone din acestea mai micuțe, mai retrase, există maximum o pensiune sau două și na, aceleași pun și prețurile lor și de multe ori nici nu livrează la domiciliu, așa că am zis că n-are rost, v-am zis din experiență, să ne batem capul să găsim un restaurant, o pensiune care să ne facă nouă clătite sau papanaș sau mă știu eu ce nebunie, să întrebăm dacă livrează, să mergem noi să luăm, câtă vreme eu fac super rapid clătitele, adică cât el o să facă grătarele, eu îmi propun să fac câteva clătite, că nu fac multe, fac așa cât să mâncăm acum și pentru asta ne-am oprit la un doi pași, bine, nu doar pentru asta, ne-am oprit ca să luăm și niște slănină, ca să dea așa pe grătar înainte să pună carnea, că am uitat să luăm de acasă. Așa că ne-am oprit la doi pași, am luat slănină și am luat o dulceață de afine. Am luat o făină, o sticlă de apă minerală, lapte, avem acelea UHT ce le-am luat și pentru cafea, oricum noi să-l folosim pe tot până plecăm, deci pot să pun liniștită și de acolo lapte și o să pun foarte puțin zahăr, like foarte puțin, că am uitat să iau esență de vanilie sau ceva. Dar oricum dulceața e dulce, evident, și o să fie ok și dacă le fac fără esență de vanilie. Să fac așa o rețetă clasică de aluat de clătite. Apoi mă pun să le coc și după aia mâncăm ce prepară Florin. Aștept să fac și o salată între timp. Și după aia cred că mai lenevim așa puțin și apoi intrăm în ciubăr. Cât fac aluatul, numai bine mai povestim. A fost foarte fain astăzi. Sinceră să fiu, și primul drum acela pe care ne-a băgat GPS-ul și v-am zis că am ajuns la un domn în curte care ne-a zis că nu, pe acolo e drumul și că era fix pe dealul opus și că nu ne recomandă să mergem, că e noroi gen pe celălalt traseu și că să ne întoarcem în oraș, în sat și să luăm celălalt traseu după indicatoare. Și primul drum a fost superb, v-am filmat și pe acolo și cred că deja am inserat cadrele. Foarte frumoase peisajele, foarte frumos drumul și surprinzător, sinceră să fiu, faptul că, nu știu, era așa, in the middle of nowhere, parcă totul avea asfalt. Într-adevăr, era
doar pentru o singură mașină, pentru că de fiecare dată când ne-am intersectat cu alte mașini, a trebuit să tragem mai pe margine sau să dăm cu spatele, na, să încăpem unii de alții, dar în principiu a fost ok și drumul foarte bun și oamenii foarte faini. Asta e o altă chestie care mie îmi place când mergem în genul acesta de weekenduri în afara orașului, pentru că întâlnești oameni, oameni simpli cu care cumva e așa discuții autentice, nu știu, și cu primul domn ăsta și-am povestit puțin și apoi când ne-am întors și am luat pe drumul corect către memorial și către casa lui Horia, a fost foarte ok domnul de acolo. V-am zis când am ajuns și am filmat inițial, am zis că e închis pentru că, nu știu, ne așteptam cumva să fie, nu domn de acolo care se deschide, ci, nu știu, poate un angajat sau ceva al statului, I don't know. Cineva care să aibă un program de la ora X la ora Y și na, să deschidă. Da, era un domn foarte simpatic. Ne-a prezentat căței lui, pisicuțele, ne-a povestit de nepoți, de copii, de lucruri de astea simple, da. I-a plăcut așa de noi și zicea, da, mai stați la povești, da, eu vă aștept, da, vă aștept la vară. Dacă vreți, veniți cu cortul și stați aici în curte. Nu mai plătiți cazare, veniți la mine. Foarte simpatic a fost. Și, nu știu, mă bucură și mă încarc așa cu energie pozitivă astfel de momente, sincer o să fiu. Și mi-a prins foarte bine toată plimbarea, toată excursia noastră și cum a zis și Florin la un moment dat în mașină, eu m-am exprimat ceva în genul că n-ar fi putut GPS-ul să ne dea din prima drumă, în ideea în care cum ieși de la noi din curte unde suntem cazați, faci stânga și ăla-i drumul, nu, pe noi ne-a învârtit de numa. Și el a zis că, na, el nu regretă că GPS-ul a dat eroare, pentru că și drumul pe care am fost a fost un drum foarte frumos și peisaje și tot. Și că altfel probabil n-am fi avut ocazia să vedem drumul respectiv dacă nu dădea eroare în GPS-ul. Și într-adevăr, așa e, nu pot să zic nicio că regret sau vai. Îmi pare rău că am mers pe acolo pentru că peisajele și tot a fost absolut super, sincer să fiu, dacă aveți ocazia, oportunitatea, vreți să plecați într-un weekend undeva și să fie așa liniște și să explorați, puteți veni aici în Albac. Sunt o grămadă de cazări, de pensiuni, de chestii. Da. Și fără griji găsiți cazare, mai mult ca sigur. Și oamenii sunt foarte drăguți și sociabili și așa deschiși cu turiștii. Acum, eu tot ce pot să zic e că sper că am surprins cadre destul de drăguțe și cumva am surprins prin ele frumusețea locului și ele cumva să vă convingă și pe voi să veniți aici în zonă și să explorați mai mult, pentru că v-am zis, mai sunt lucruri de văzut și explorat, doar că ți-ar trebui așa câteva zile, așa o singură zi cum avem noi, ar fi însemnat să fim într-o fugă continuă și nu ne dorim asta, pentru că în principiu am venit aici ca să ne relaxăm, nu să alergăm, că vreau să văd și pe aia și pe aia și pe aia. Așa că pentru noi a fost suficient cât ne-am plimbat astăzi și de-aia zic, dacă vreți să veniți să combinați și relaxarea și explorarea, cumva să vă luați un pic mai multe zile decât ne-am luat noi, pentru că știți cum e prima zi, până ajungi, până te cazezi, bla bla, trece timpul, a doua zi explorezi și a treia zi pleci acasă. Poate jumătate de săptămână sau două zile în care să stați aici și să explorați ar fi suficiente din punctul meu de vedere. Eu vă las, pun făină aici în compoziția mea și ne auzim mai încolo. Și acesta este prânzul nostru. Prezintă-ne șef Florin. Bravo! Astea sunt grătarele. Aici avem salata. Și
Aici avem un tank de clătite, cu toate că am zis că fac câteva clătite mi-au ieșit câteva mai multe clătite, așa că astea avem ce mânca și azi și mâine. Și mergem să facem baie în ciubăr. Am schimbat în costumul de baie, l-am dat pe mine și am și dormit jumătate de oră. După ce am mâncat, am strâns masa, am zis că facem baie în ciubăr, am venit, am verificat și apa era fierbinte. Adică, zici că era o ciorbă clocotită, efectiv, și am zis că na. Așa că am oprit focul, adică n-am mai pus fluorin pe foc și am tras capacul acela, am zis să lăsăm puțin fără capac, că poate se mai răcește. Și ne-am pus în pat. Ferina a mai stat pe telefon în altă, dar eu m-am țipit. Și m-am trezit, m-am fixat că și aici sunt aceleași scări dubios de urcat ca la dormitoare. Și asta vreau să zic că am ațipit. Dar parcă foarte bine mi-a prins că n-am dormit mult, am dormit așa 30 de minute, m-a țipit power nap efectiv. Dar mi-a prins bine. Și apa cred că e caldă, încă că văd că ea s-a aburtine. Ne-am bălăcit, ne-am făcut și poze. Acum mai stăm puțin că când am intrat era caldă apa, dar nu era foarte fierbinte. Între timp, am mai făcut Florin focul. Și acum chiar e caldă apa. Și e faină de stat. Și ne bucurăm așa de ciubăr și pe timp de zi, nu numai pe timp de noapte. Nu pisu. Ce lumină bună avem așa. Au trecut câteva zile de când noi ne-am întors de la munte, iar eu nu am făcut o încheiere a vlogului câtă vreme eram încă la cabană. Nu pentru că n-aș fi vrut sau pentru că, nu știu, nu mi-a păsat sau ceva, însă planurile noastre au fost date peste cap total. Ultima dată cred că m-am auzit cu voi când am fost la Ciubăr și când plecam de acolo. Iar apoi am făcut un duș și ne-am pus în pat. După vreo oră și jumătate, cam așa, ne-am trezit, ne-am ridicat din pat, povesteam, vorbeam cu Florin și auzim că unul dintre căței respiră foarte rău. Era sub pleacumă, mai la picioare, gen în marginea patului. În momentul în care am tras pleacuma și am văzut că Ilara, care e pe jumătate leșinată, care respira foarte greu, se hiperventila cumva, nu răspundea la nume, n-avea nicio reacție, nu își putea ține capul ridicat, ținea limba scoasă afară așa foarte mult. Am luat-o în brațe. M-am dus cu ea jos unde aveam apă. Am început să stropesc cu apă așa pe față pentru că nu răspundea la nume, nu răspundea la strâns. Nu a avut nicio reacție că am luat-o în brațe. M-am speriat foarte rău. Am stropit-o așa pe față cu apă rece. În momentul în care a devenit parcă conștientă, s-a trezit, și-a ridicat capul, a început să bea apă, i-am adus bolul cu apă, a băut foarte multă apă și de acolo a început cu ghilimelele de rigoare toată distracția noastră. Pentru că s-a simțit foarte rău Lara în seara aceea, noi n-am mai făcut nimic. Efectiv nimic, nici măcar să mâncăm nu ne-a mai trebuit sau ceva. Doar am stat să încercăm să ne dăm seama ce are. Noi inițial am crezut că a răcit, cu toate că a fost îmbrăcată bine. Ne-am gândit că a răcit și că face febră. Și Florin de fapt a vorbit cu un medic veterinar, dar i-a zis că îi foarte greu să își dea seama ce ar putea avea, pentru că simptomele erau cumva foarte generale. După
Câteva ori am reușit să o convingem să mănânce puțin, am mâncat puțin bobițe din mână, am mai băut apă, dar în continuare era foarte moleșită, nu putea să meargă, mergea așa într-o parte și cădea. Iar seara respectivă am stat cu ea, am început să-i dăm apă cu siringa, pentru că la un moment dat nu mai bea apă. Și i-am făcut și un pliculeț cu săruri din acele rehidratante pe care le aveam eu în gentuța aceea cu medicamente pe care v-am arătat că am luat-o cu mine. Și cam asta a fost noaptea mea. Am stat toată noaptea lângă ea, mi-am pus alarmă din oră în oră pentru a mă asigura să mă trezesc, să văd cum e, dar în afară că am adormit între ora 2 și 3, am dormit vreo 4-6 de minute, în rest n-am dormit deloc toată noaptea. Am stat doar cu ochii pe ea, la un moment dat a făcut febră, am căutat pe net ce să fac. Undeva spre ora 6 dimineața a început să-i scadă temperatura și atunci a început să se liniștească și să doarmă. A dormit vreo 3 ore, iar apoi când s-a trezit, am plecat ca să ajungem la veterinar. Era duminică, știam că foarte multe cabinete nu sunt deschise. Inclusiv cabinetul la care noi mergem de obicei, eu nu era deschis duminica, însă cu toate acestea am scris domnului doctor, care a fost foarte drăguț și ne-a răspuns, ne-a îndrumat ce să facem, ne-a zis unde să mergem cu ea de urgență, am sunat la Salvet, iar acolo le-am zis că avem o cățelușă, că se simte foarte rău și că vrem să mergem cu ea de urgență. Doamna de acolo mi-a zis că de ce n-ați venit mai repede? I-am explicat că noi nu suntem în Timișoara și că suntem în drum spre Timișoara și că acum ajungem, venim direct cu ea. Plus că, sinceră să fiu, nu știu noaptea neapărat dacă îmi răspundea cineva, unul la mână și doi la mână, era atât de leșinată Lara, încât ne-a fost frică să plecăm cu ea așa pe drum. Efectiv, am zis să vedem, poate până mâine e mai ok, poate și mai revine. Și cumva a fost puțin mai ok pentru că a rezistat pe drum. Am avut emoții foarte mari, vă zic sincer, am stat cu ei în spate. Și când o vedeam așa cum se chinuie, la un moment dat mi s-a făcut rău. N-am pățit asta, cred că niciodată, dar eram atât de stresată încât mi s-a făcut rău. Și am zis la Florin să oprească, pentru că mie mi-a venit să vărs. N-am mai putut să mă abțin, nu știu, efectiv, stresul ăla de ce l-aveam în mine cu o zi, cu o seară înainte de când a început să simtă rău. Și faptul că mă simțeam așa neputincioasă, efectiv, nu știu, mi-a dat o stare foarte, foarte rea. Și, în fine, am oprit, mi-am făcut o treabă, m-am liniștit, apoi am venit direct la veterinar. Unde i-au luat sânge și i-au făcut analizele de sânge, i-au făcut și un eco, i-au făcut o perfuzie și două injecții. Ne-au spus că nu se știe exact ce are, că s-ar putea să aibă lactație falsă și cumva de aia să se simte rău. Însă pentru mine asta tot nu explica de ce ea nu se ține pe picioare. Adică din ce citisem eu destul de multe articole pe internet, comportamentul ei trebuia să fie unul agresiv, să n-aibă pofte de mâncare, să își care o jucărie sau un obiect crezând că-i puiul ei, să încerce să-și facă un cuib, chestii de genul. Nici vorbă să fie leșinată cu temperatură și să nu răspundă când o chem. Însă, după acea perfuzie și injecțiile făcute, s-a simțit puțin mai bine, iar luni dimineață, la prima oră, am fost la cabinetul doctorului Thomas Keller, unde noi mergem de obicei cu ei. Acolo, efectiv, nici n-a trebuit să dau prea multe exemple de ce consider eu că se simte rău, pentru că domnul doctor a văzut-o din prima, că nu e ok, că nu se ține cum trebuie pe lăbuțe, că nu își coordonează mișcările și așa mai departe. I-a luat din nou sânge, i-a repetat analizele. Mi-au spus că o parte din analizele făcute cu o zi înainte sunt ok, dar cealaltă parte nu erau tocmai ok. Iar mie mi s-a spus că e totul ok și că nu avem de ce să ne legăm ca să știm să vă dăm un
diagnostic. În fine, luni după ce am dus-o la celălalt cabinet veterinar, au examinat bine, bine, au făcut analizele și cumva s-a ajuns la concluzia că cel mai probabil a fost o mușcătură de păianjen sau de o altă insectă, pentru că are și o urmă pe lăbuța dreaptă, ca o mușcătură mică. Și după aceea am lăsat-o aproape 3 ore, 3 ore și un pic la cabinet, pentru că a trebuit din nou să stea în perfuzii și să administreze un alt tratament. După ce am luat-o, adică când m-am dus să o iau de la cabinet, deja venea pe lăbuțele ei și era foarte veselă să mă vadă, deci avea o reacție. Deci de la 0% era undeva la un 50%. Am fost și zilele trecute în fiecare zi cu ea pentru tratament, pentru perfuzii și așa mai departe. Azi nu a mai fost, pentru că se simțea ok. Adică ne-a zis că în momentul în care începe să-și revină așa, nu mai trebuie să mergem, iar azi nu a mai fost cazul. Îi recuperată undeva la 80%. Încă nu e 100%, dar e mult mai bine, mult mai bine. Mănâncă, bea apă, are chef de joacă, e mai interactivă, reușește să se dea singură jos din pat și să se urce în pat, nu mai merge atât de pleticit, nu mai se dă cu capul de uși, de mobilă, nu mai pică din picioare. În continuare, doarme destul de mult, dar până la urmă e normal, pentru că și organismul ei trebuie să se refacă. Și cam acesta e motivul pentru care eu nu am făcut o încheiere când am plecat de la munte. Pentru că ne-am panicat și nu ne-am mai stat capul la nimic altceva decât să ajungem cu ea cât mai repede la un veterinar și să fie la rabine. Acum, ca o concluzie a weekendului, până în momentul în care să-i se facă rău Larei, a fost un weekend fain, a fost ok. Zona este foarte frumoasă, deci dacă vreți zonă faină de munte, bine, nu cred că aveți unde schia sau chestii de genul, dar dacă vreți să mergeți așa în drumeții cum am fost și noi și să ne plimbăm cu mașina, vă recomand Alback, chiar a fost fain și na, multe sate în jur care tot așa au diverse activități și puteți să mergeți să vedeți, v-am zis. Sunt și mai multe puncte turistice decât am vizitat noi, dar, na, cum v-am mai zis anterior, atât am avut cumva timp și nu, nici n-am vrut să ne forțăm să fim la modul trebuie să facem asta, asta și asta. Că, până la urmă, a fost un weekend în care am vrut să ne relaxăm. Ce nu a meritat 100% a fost cazarea. Eu m-am încăpățânat destul de tare să iau cazarea asta pentru că mi-o dorisem și cu un an înainte. Însă nu am reușit să mai planificăm toată chestia și să mergem în grupul în care am zis noi inițial că mergem. Noi am dat 1350 de lei pentru două nopți. Destul de mult, pentru că în aceeași zonă găseai cazare cu 300 de lei pe noapte. Și cumva noi am mai fost la o cabană tot într-o zonă asemănătoare și am plătit undeva la 300 de lei pe noapte. Și am fost tot așa cu căței. Și, nu știu, nu mi s-au părut condițiile mult mai diferite. Cu, ba, mai mult de atât, la cazarea mai ieftină, condițiile au fost mai faine. Pentru că aveai încălzire, aveai anumite condiții. Aici a trebuit noi să facem focul. Dacă nu era foc, era foarte frig în cabană. Dacă era frig în cabană, trebuia să ne încălzim cu acele calorifere, care v-am zis că uscau aerul foarte tare. Scările acele erau foarte dubioase de urcat, nici finisajele nu erau perfecte, adică cumva mă așteptam să fie lucrurile mult mai bine puse la punct. Și cumva asta cred că ne-a dezamăgit puțin, că na, dacă am fost la cazări mai ieftine care ofereau chestii mai premium, să zic așa, nu știu, poate premium e too much, dar mai bine puse la punct, te aștepta că dacă mergi la ceva unde plătești dublu pe noapte, să fie și mai ridicate standardele. Și, nu știu, pentru noi cred că doar dacă am fi avut o încălzire și na, mici chestii mai facile, ar fi fost mai ok. Dar acum nu
pot să zic că nu ne-am descurcat sau ceva. Însă, na, ca să fiu sinceră cu voi, găsiți cazări în zonă și la un preț mai accesibil, care cumva vă oferă același lucru. Poate n-au ciubăr, dar ciubărul nostru nu era cel mai strălucit. Adică am fost la cabane cu ciubăr mai strălucit, unde apa era limpede, na, asta era o apă dintr-un râu, mai avea mici imperfecțiuni. Noi am aflat, na, când deja am ajuns acolo, că apare mici imperfecțiuni de la gazda noastră. Tot așa, nici apa la ciubăr nu a fost încălzită, ne-a luat vreo 6-7 ore să o încălzim, nu 2 ore cât mi s-a zis că durează. Na, cumva lucrurile astea, na, ori creat așa mici nemulțumiri. Dar, per total, a fost un weekend fain, nu regretăm că am fost, ne pare foarte rău pentru partea a doua de weekend în care Lara nu s-a simțit bine. Și mai ales faptul că noi am observat de sâmbătă că nu-i largul ei și cred că v-am mai zis și vouă pe vlog că gen nu se adaptează atât de bine ca Rufus. Da, ea săraca nu se adapta pentru că nici nu se simțea bine și eu înatind să cred că dacă a fost mușcată de ceva, cred că a fost mușcată înainte să plecăm. Pentru că parcă de când am ajuns acolo nu s-a simțit foarte wow sau în largul ei. Sau mai e varianta în care poate s-a simțit puțin rău de pe drum, iar apoi a fost și mușcată și na, cumva toate astea au dus la starea ei finală, care, nu știu, a fost așa, de la un pic slăbită și fără chef, la pământ, efectiv, la a nu, nu știu, nu reacționa. Și ne-am speriat foarte rău, chiar foarte rău. Acum, na, nu știu, poate pentru unii dintre voi pare exagerată, dar, na, pentru noi sunt ca doi copilași și când le e rău, încercăm să facem orice ca ei să-și revină, să se simtă bine. Și faptul că, na, nu, sunt animale, nu vorbesc, nu pot să zic că mă doare aia, am pățit aia, am fost mușcat acolo, s-a întâmplat asta, e și mai greu atât pentru noi cât și pentru medici să-și dea seama ce s-a întâmplat efectiv și care-i motivul pentru care, de fapt, care-i cauza pentru care ei se simt așa. Și a fost, nu știu, au fost niște zile foarte agitate, 3 zile în care n-am dormit pentru că noaptea și după ce am ajuns acasă, iar tot nu se simțea bine, tot timpul somn făcea febră, trebuia, na, să, adică nu trebuia, dar nu puteam să dorm și ea, na, să o văd că se chinuie acolo, că nu-i bine. Și am stat trează lângă ea, am mai stat și Florin, dar am dormit așa pe bucăți și azi noapte a fost cumva prima noapte în care am dormit și eu mai bine. Am dormit până pe la 5 dimineața, apoi ea s-a trezit, a vrut apă, apoi mai avea câteva bobițe în bol, a mâncat bobițele respective, apoi s-a mai agitat așa puțin, s-a pus să doarmă, dar era agitată, s-a trezit din nou, a venit în bucătărie, nu știu ce făcea, dacă își căuta loc să doarmă sau să-i juca. Pentru că eu am venit după ea și n-am reușit să ajung până în bucătărie, că a venit la ușa dormitorului înaintea mea. Apoi eu m-am dus la baie și când am ieșit de la baie a venit cu mine, s-a pus în pat și a dormit. A dormit cu mine. Până pe la 9 dimineața, 9 fără un sfert. Dar e mult mai ok și asta contează. Aici o să închei și videoul nostru. Și sper că v-a plăcut totuși travel vlogul, chiar dacă are o încheiere așa cu totul dintr-un alt registru față de ce m-aș fi așteptat eu și cred că și voi. Eu vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și ne vedem data viitoare. Bye!